Salutare tuturor și bine v-am găsit la încă un micuț episod despre PKM și alegerile noastre și majorul ăsta, boost-ul ăsta, ce-o fi ăsta 2018. După cum vedeți, am acumulat 21 de punctulețe. Primul loc din prietenii mei, yes, ăsta are 19, nasol pentru el. Ce vreau să zic, după cum vedeți, în prima etapă am făcut 6 puncte, ați mai văzut. Și ce ne-a ieșit nou la a doua etapă? Ia uitați, Secau, da, au dat 3-1 și Space-ul au bătut și ei un match și de asta nu ne-a ieșit. E, dacă puneam G2-ul în loc de SK, sigur câștigam și cele încă 3 puncte și poate aveam deja PKM-ul. Asta e. Oricum, am luat 3 puncte pe Mouseport, Navi, Phase, Cloud9 și G2. Foarte bine. Gambit-ul și Astralis, ne-a părăsit. Băi, da, nu știu cum de nu s-a calificat Astralis, că au avut niște meciuri ca lumea. În fine, să uităm toate astea și să trecem la treabă, unde avem play-off-urile, pe urmă meciurile preliminarii, ce au fost aici, ce s-au jucat, uitați, toate meciurile ce s-au jucat și meciurile finalei, semifinalei, așa, baba, meciurile sferturile de finală și aici s-a jucat. Părerea mea că nu știu ce să fac cu Quantum, ăștia văd că au bătut Mouseport cu 16-14, foarte greu, ăsta a avut calchi Quick 28 de kill-uri. E greu, băieți. Băi, deci ce să pun eu între deci Face Clan și Mouseport? Fie greu. Mouseport, Face Clan, Mouseport. Sigur Face Clanul, sigur va bate Face Clanul. Să începem de jos acum. Fnatic și SK-ul. Sigur SK. Cloud9 și G2. Bă, Kenes, NBK, jucător bun la G2 aici, G2-ul. Deci, SK, G2 și Face Clan. Acum, ce facem între Quantum, Bellator Fire și Natus Vincere? Băieți, un meci foarte greu, multă tensiune, nu știu ce să pun. Și cred că voi pune pe nou, niciodată, pe Navi. Așa, între SK și G2. Băi, având în vedere că aici am pus SK-ul, prima oară aveam G2-ul și m-a răzgândit eu și am zis că pun SK-ul. SK-ul au bătut 3-1, G2-ul 3-0, deci au bătut 3 echipe la rând și nu au fost eliminați. În prima etapă, G2-ul iar au bătut 3 echipe la rând fără să fie eliminați. Deci, cred că G2-ul poate să bată și SK-ul de 2 ori. Deci, băgăm G2. Între Face și Navi, fără discuție, Face Clan, care au dat în primul de ăsta au dat 3-1 și în a doua au dat 3-0 Face Clan-ul. Așa că vom merge pe Face Clan. Am putea să dăm șterge, de exemplu, vedeți, bam, bam, bam. Dar nu vreau. Deci, cred că e bine până aici. Am pus așa, Face Clan bate Mouseport, Natus bate Quantum, G2 bate Cloud, SK-ul Fnatic. Pe urmă, Faze-ul bate Navi, G2 SK-ul și ultimul meci al rămâne Face versus G2. Bă, G2-ul are NBK, dacă nu mă șel. Cine mai e la G2? NBK e Kenes. Stai să văd și eu pe unde găsesc un meci cu Face, cu G2, pardon. Păi, dă-mă înapoi de aici. Nu găsesc niciun meci. Nu SK, nu vreau SK, vreau G2. Unde e G2, G2, G2? Bă, dar chiar nu am găsit un meci aici la SK. Nu SK, G2, pardon. Chiar nu mai știu sigur cine este la G2. Bă, dar mi-i văd. Voi vedeți pe aici? În fine, uitați. Deci, Shox, Kenes, Body, NBK și Apex. Și la Phase, la Phase avem așa, Nico, Rein, Guardian, Carrigan și Olaf Meister. Băi, băieți, nu știu ce să fac aici, chiar n-am nicio idee, dar sincer, părerea mea, Guardian, sunt echipe bune și la Face Clan și G2, echipe, jucători bun, pardon. Nu știu, cred că o să merg pe Face Clan până la urmă, cred că s-ar putea să fie mai bun ca G2-ul. Face Clan, ultimul meci care l-au avut cu SK-ul, au jucat prima oară SK-ul la Tero, pe mapa Cage. Și s-a terminat prima repriză la 10-15 pentru SK. Formă,
după ce s-au schimbat echipele, după ce au devenit Secau Câtu și Feizu Terom, au bătut Feizu cu 16-12. Deci aia au mai luat decât două runde din 10, dracu, din 11 runde. Deci nu din 11 runde, din 11 cu 2, cât pula mea. Sunt 13 runde. Deci din 13 runde au mai luat abia două runde Secau și a bătut Feizu de aia căpiat. Deci, până la urmă, mergem pe FaZe Clan și sperăm ca ei să fie campioni. Deci, dacă vă place alegerile mele, puteți să apăsați butonul de like, dacă nu, butonul de dislike, și dacă aveți alte întrebări și cum de m-am gândit eu să pun astea, puteți să îmi lăsați în comentarii. Și sper să câștigați aurul. Mulțumesc de vizionare și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Pa, pa! Băi, și nu uitați, FaZe-ul câștigă. Ascultați la mine, FaZe-ul va câștiga. Cred, nu știu, să vedem ce o fi. Hai, salutare!